Ce vreau să zic? Păi, așa de bine, a zis ceva foarte puternic și suntem ajutați energetic. E ca și cum ești ca și cum ești drogat, așa. Așa ți se, toate simțurile se, și o relaxare totală, pentru că se întâmplă lucrurile foarte repede, eu așa le simt, pentru că, așa le simt eu, și orice gând gândești, ăla se și manifestă, se materializează. Orice clipă, orice, dacă zici că merge netul cam și netul merge cam și zici, nu mai merge, merge foarte bine, imediat, merge foarte bine. Experiența. Asta vreau să zic, că și organismul se schimbă tot timpul, da? Și energiile când erau duse cu pluta înainte, a lumină în urmă, organismul drag de el încerca să se schimbe, să se transforme, să se upgrade-uie și nu era lăsat de așa. Și acum, și de aia îl simțeam, noi simțeam și durerile, simt și durerile și tot când se schimbă, se transformă într-o direcție sau alta, spre bine sau spre mai puțin bine, mai mult bine. Și când gândești totul pozitiv și îmbrățișezi clipă de clipă ce ți se întâmplă, chiar dacă îi se întâmplă aiurea, o îmbrățișezi în gând pozitiv, dom'le, asta trebuie să mi se întâmple. Și atunci upgradările organismului, care sunt și așa și așa, adică și dureroase și simțibile și nesimțite, nu le mai simți. Nu te mai deranjează. Le mai simți așa din când în când. A, aici a fost... nu știu ce. Aici a fost... Aici a fost ficatul. Nu mai e ficatul. E, nu știu ce, energetic. Ceva din genul. Glumesc, dar nu. E foarte serios. Și e minunat. Și se upgradează și o să avem înăuntru... Uite, acum vine. Fantastic. O să avem schimbări majore. Ca și chakrele cum se schimbă și nu mai sunt, nu știu câte, sunt mai puține pentru că preiau controlul, să zic. Preiau ce au de făcut câte două la un moment dat. Da? Așa și ce aveam în organism și o să rămânem uimiți de una, de alta, dar așa merg lucrurile înainte și îmbrățișăm.